vorba numai de o singură clipă. Într-o clipă vei vedea ceea ce ochilor omenești nu le este dat să vadă nici într-o lume de acolo. Începe nouă zi, o nouă eră, dar lumea de lângă preferă o existență efemeră. Puterea sa oriunde prin spațiu și timp, majoritatea timp spre zero, dorind de permanent spre infinit. Peste rase, cu durarea lui atins diferite clase. Mulțimea în drum spre afirmarea și tatăl și zeci de mii de plase. Cunoscătorii au bătut la uși, unora mi s-a deschis. Antoreala au fost râmpite nasa, s-a cu hasele cas. Am privit cum s-au afirmat pușcă, o zar cu alor. Țărănați care apagam, s-a mulți fraieri spun ascunde-le și coasa basa, tot aceștia afirmă. Sunt rapări ce nu știu eu, spun că ești cuștere sau făduc. În orice caz, orice superlativ aș găsi pentru tine același lucru ar însemna. Ascultă ce spun între cuvinte nouă ori. Ce cita de mărca nu înseamnă a fi la fel ca noi. Probabil dacă cultura ta fi peste gradul zero, ai înțelege că mai trebuie să ascunzi mesajul și să compari realitatea. Observ că pentru mulți tot ce zboară se mănâncă. Însă dacă ar fi puțin mai atenți ar vedea că ce se mănâncă nu zboară întotdeauna. Privește luna cum eclipsează soarele. La fel și nația ta va fi stârpită precum șoarecele. De la Rac la Kabul a semnat pentru toți adevărați care își luc toatele. Să moară fata mea dacă ai mai văzut așa ceva. Eu și cu oamenii mei ne-am apucat să sprăjim felia cu toți cei care spăia. Și o să-mi umplu spațiu liber de-n frigider cu mulți băiețași și fetițe de cartier, plați de pe palier. Și am și mesaj, dar mulți nu-l prind pe tot. Deși limbajul meu e universal ca soldatul jucat de Jean-Claude. Dar cum nu vezi un traficant de droguri să-și facă la TV spoturi? Așa nu o să-l vezi pe Vlad Oprescu topul. Am alte priorități și alte scopuri, căci odiseea mea spațială trece de anul 2010. Păcând în 2020 sunt că o să mai stai să freci, prefăcându-te că petreci, dar simțind zilele din ce în ce mai reci. Deci n-ai decât să ceri să te întreci la cât de mult poți să mergi, deci într-o singură zi. Vede când mutim printre copii și vezi că e bine să știi cu cine te lupți. Iar acum te regulezi cu jala, conector, caculă și Vlad Oprescu. Începe o nouă zi, o nouă eră, dar lumea de lângă preferă o existență efemeră. Puterea sa oriunde fi în spațiu și timp, majoritatea timp spre zero, dorind de permanent spre infinit. Începe o nouă zi, o nouă eră, dar lumea de lângă preferă o existență efemeră. Puterea sa oriunde fi în spațiu și timp, majoritatea timp spre zero, dorind de permanent spre infinit. Giga! Prima secundă de viață, ti spre infinit. Cu toate că poate că drumul e înăbușit de ceață. Văd cum lumea cântă ce le cântă cugetul. Dar e egal cu zero dacă nu-și descarcă sufletul. La momentul ăsta mă mențin sub anonim, dar înclin să cred că după tot ceață vine venind. După înorat tănit mă treci unii ori când rănile mă dor. Dar ceea ce nu te omoară te face mai puternic, mai nepăsător. Vor băieții să mă unească cu o bogată vestimentație. Și când s-apucă de texte, unde mor? Ești imaginații, da, da. Frumoasă să gară de roba. Am să muși din voi ca și Budogu și Carol lui Andrii Popa. Camu din mine, camu de dinaintea furtunii. E ca o bombă cu ceasea când va exploda. Se vor risipi și răi și bunii cu Esco, Gela și Gagura. Rupe de frontieră, ultima barieră. Când începe 8-9-8-9 zi, o nouă eră. Știu că mulți ca voi sunt mai grec de cap, mai știu că acest lucru este un handicap. Mulți s-au trezit din somn și vor să facă rap, căci mișcarea noastră în mii de bucăți s-a segmentat. Cine nu-i pe bucata noastră, pe bucată de cacă. Aș putea să zic pentru cei care întrăznesc și mă contrazic cu restul lumii, că cetățenii nu scurt și sună la radio și vor să ascult. Sâinește o nouă zi, o nouă eră, fraierii se mută în altă emisferă, spre țările calde să cânte tot balade, că ce este prea rece pentru urechile plujate.